Teatrul este o sursă de divertisment și inspirație ce are puterea de a uni diversele culturi și popoare din întreaga lume. Dar el este mai mult decât atât, pentru că poate educa și informa. Este nevoie numai de un spațiu și de public. Teatrul a fost întotdeauna un punct înaintat de activarea societății, pentru că teatrul românesc a contribuit din plin la menținerea și cultivarea limbii române. El întotdeauna ne îndeamnă la dialog. Așa că la nivel mondial a fost recunoscută această zi mondială a teatrului. Teatrul este sărbătorit și prin spectacole. În acest fel, publicul are ocazia de a se întâlni cu artiștii preferați, dar să și intre în contact cu ei. Tocmai de aceea, la Medgidia, comunitatea teatrală va aniversa evenimentul alături de iubitorii artei într-un mod diferit, și anume cu teatrul la vedere, așa cum l-a numit regizorul Crișu. Avem o premieră, Soacra cu trei nurori, după Ion Creangă, care este profund național și în același timp profund universal. Așa că toate cele trei condiții esențiale pentru un spectacol vor putea fi îndeplinite, adică autorul să fie omagiat, actorul să dea viață unui personaj, iar spectatorul să intre în dialog direct cu actorul. 27 martie este data oficială la care se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. Din multe puncte de vedere, fiecare zi ar trebui considerată o zi a teatrului, deoarece teatrul ne poate face să zâmbim, să plângem, dar ar trebui să ne facă și să gândim sau să analizăm.